Aproape 3.000 de carduri de sănătate au fost activate din cele peste 300.000 distribuite în județul Neamț. Deși cei mai mulți asigurați au intrat deja în posesia documentului, au fost activate mai puțin de 1% din numărul total și asta din cauza faptului că medicii de familie încă nu și-au achiziționat cititoarele de carduri și pacienții nu s-au înghesuit să le activeze. Am convingerea că oamenii vor realiza utilitatea acestui card. Cred de asemenea că trebuie să punem cu toții umărul pentru a face o astfel de schimbare importantă care ar putea fi crucială pentru sistemul sanitar. Din punct de vedere al distribuției, în județul Neamț procesul este aproape finalizat. Din păcate, mulți medici nu au achiziționat acele cititoare, dar cred că o vor face în curând. Din datele furnizate de Compania Națională Poșta Română privind stadiul de distribuire a cardului național de sănătate, rata de distribuire a cardurilor preluate prin serviciile poștale este de aproximativ 95% la nivelul întregii țări. Conducerea Casei Naționale susține într-un comunicat de presă că procesul de distribuire prin serviciile poștale se va încheia în jurul datei de 15 decembrie 2014. După ce procesul de distribuire se va încheia, va urma o perioadă de testare a cardului național de sănătate, în care cele două sisteme vor merge în paralel. În această perioadă vor fi identificate și rezolvate eventualele probleme în funcționalitatea cardului. După această perioadă de testare, cardul național de sănătate va deveni obligatoriu prin lege, iar serviciile medicale vor fi validate și decontate doar prin intermediul lui. Cardul național de sănătate este un proiect de interes național care are ca drept scop transparentizarea și eficientizarea utilizării fondurilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Acesta va face dovada prezenței asiguratului la furnizorul de servicii medicale.